Iar de vizita regelui Charles în țara noastră s-au bucurat și românii, care au avut doar cuvinte de apreciere la adresa monarhului. Oamenii îl laudă pentru dragostea sa față de România. De asemenea, România apreciază că regele cunoaște cultura țării noastre și că s-a implicat de-a lungul anilor în proiecte de promovare a frumuseților României. Vizita regelui Charles al III-lea în România a fost privită cu încântare de români care îl apreciază pentru dragostea sa pentru țara noastră, de care a dat dovadă de-a lungul anilor. Este o personalitate, pentru că este o somitate, pentru altceva. A contribuit cu ceva la bunul mers al lucrurilor. Încântat de venirea lui și face parte din patrimoniul nostru, având multe proprietăți aici la noi. Pentru că s-a comportat omenește și frumos. Când a venit, de fiecare dată când a venit aici, de multă vreme. Mai are și proprietăți la noi, îl mai leagă și altele de țara noastră și e binevenit, da? Ce părere să am? O părere bună. Oamenii știu că monarhul Marii Britanii s-a implicat în dezvoltarea zonelor pe care le îndrăgește, așa că au doar cuvinte de laudă la adresa sa. În plus, ei se bucură că frumusețile deosebite pe care le are de oferit România au fost descoperite și promovate de o personalitate atât de importantă precum este regele Charles al III-lea. Părere foarte bună. El este un mare iubitor de România și îl primim cu brațele deschise. Mereu a avut programe speciale pentru a încuraja turismul, a ajutat copii săraci. El este un bun cunoscător al culturii române. Chiar iubește România. Că e un om de valoare, adică înțelege și recunoaște că tradiția unui popor nu este dovedită decât cele care există. Adică bunătatea oamenilor, cultura celor de acolo, bunătatea lor, ospitalitatea într-un cuvânt,